S-a votat propunerea ta ca viitoarea ediție a Conferinței Naționale a Ghizilor de Turism să fie în Bucovina. De ce crezi că a câștigat această propunere? Pentru că pentru foarte mulți colegi de-ai noștri, Bucovina rămâne o destinație impresionantă. Să nu uităm că este ținutul mănăstirilor pictate. Și doi, Bucovina oferă absolut tot ceea ce ne dorim noi de la poporul român ospitalier. Ce vor vedea acești colegi ai tăi anul viitor atunci când se va întâmpla această conferință? Să nu uităm că venim dintr-o zonă care, din păcate, istoric vorbind, a fost înjumătățită, fracționată, rănită, dacă vreți. De această dată mi-am propus să aducem înapoi istoria împreună cu toți colegii ghizi. Vor vedea Bucovina de nord, ținutul mănăstirilor, Bucovina de sud, care are de oferit cel mai frumos oraș a fostului Imperiu Austriac, din păcate, orașul Cernăuț, unde vom avea o vizită impresionantă a ceea ce înseamnă Mica Vienă în Ucraina. Dar surpriza nu se termină aici, pentru că istoria ne spune, ne oferă foarte multe. Republica Moldova, ținutul vinului și nu numai ținutul vinului. Deci vom continua această incursiune istorică prin Republica Moldova și desigur ne vom întoarce înapoi în punctul de unde am plecat. Deci din punctul meu de vedere, următorul eveniment, următoarea conferință națională a ghizilor va fi undeva la un 4 chiar și 5 zile, unde ghizii vor înțelege istoria prezentată prin ochii ghizilor locali și bineînțeles prin ochii ghizilor locali din țările vecine, ceea ce înseamnă Ucraina și Republica Moldova. Înainte de această conferință de anul viitor, aș vrea să tragem așa o scurtă concluzie a conferinței de aici, de la Oradea. Cum ți s-a părut această conferință? Din punctul meu de vedere, a fost un eveniment foarte reușit. Ghizii au nevoie de formare continuă. Ghizii au nevoie să se informeze. Noi ne informăm fiecare zi, poate și în fiecare minut, pentru că asta facem. Auzim, vorbim și transmitem. Doi, a fost un eveniment care a concluzionat ceea ce ne-am dorit cu toții. Înființarea noii federații România Ghizilor de Turism, lupta noastră pentru ceea ce înseamnă protejarea ghidului de turism pe teritoriul României și protejarea ghidului de turism în Uniunea Europeană. Iar trei, din punctul meu de vedere, a fost benefic pentru toată lumea. Faptul că s-a înțeles importanța intrării ghizilor de turism în ceea ce înseamnă asociații de turism, cele, la urma urmei, entități care îi și reprezintă.